De până în momentul respectiv avusesem numai dispute încheiate la decizie. Knockout-uri în prima repriză la meciurile Achterberg versus Leroy și Filipovic Abdul Si. Până la urmă, important este să vedem așa cum trebuie meciul pe care îl așteptam cu sufletul la gură, și anume disputa lui Florin Rembolambagiu cu marocanul Mehdi El Hadj. Căci până la urmă am luat această gală pentru a putea urmări meciurile lui Lătescu și Lambagiu. Pe Lătescu l-am văzut cap-coadă, să sperăm că același lucru se va întâmpla și cu Lambagiu. Lambagiu are un 3-0 în promoția Senshi. Înfruntă un marocan de 23 de ani, campion european ISCA, în persoana acestui Mehdi El Hadj. Rembo Lambagiu în dreapta imaginii cu mănuși albastre. Arbitru în ring, Ernesto Hust. Ceva mai devreme am văzut așa câteva frânturi. A arbitrat și Semi Shield. Peter Art, Semi Shield și Ernesto Hust sunt invitații de onoare a acestui eveniment marca Senshi, care se dispută în stațiunea Sfinții Constantin și Elena de lângă Varna. Rembo a câștigat ultimul meci disputat în Senshi prin knockout fața unui iranian, campion mondial de Kyokushin. Caută să se apropie de adversar Lambagiu. Multe clinciuri până în acest moment. Constantin îi cere lui Rembo să stea cât mai aproape de adversar. Acesta devine din ce în ce mai obstrucționist. Low kick puternic. Marocanul ia imediat în brațe. Fragmentează foarte mult marocanul, ceea ce este enervant. Iată, iarăși îl blochează, iar îl ia în brațe. Nu-l lasă deloc să lovească în clinci sau în distanță scurtă. Cât pe ce să facă o proiectare marocanul. Muftură înaltă de picior pe care Rembo o duce. Stânga dreapta, Rembo eschivă Mehdi. Crește ritmul pe final de repriză, la pasă pe cap și îl împinge în jos, însă Mehdi. Rembo trebuie să rezolve cumva problema acestui joc obstrucționist pe care îl face Mehdi. Foarte multe clinciuri provocate de marocan. Astea sunt tertipuri ca să se mai câștige câteva secunde de revenire. Turnăm apă cu toptanul ca din duș,
se face baltă în colț, ne facem cam uitat, după aia ne întoarcem, o ștergem. Repriza a doua. Din start, Mehdi îl ia în brațe pe Lambagiu. Încearcă marocanul un genunchi din săritură, evitat bine de Yeshan, frontală. Serie la corp și iată cum îi blochează din nou brațul. Este al treilea clinch în mai puțin de 40 de secunde. A treia întrerupere provocată de marocan. Acum a patra, e incredibil. În felul ăsta nu se poate lupta, nu se poate boxa. Tare, stânga la corp. Îl apasă pe cap, îl trage în jos. O minut 50 din repriza a doua. Tare, foarte tare la corp. Și stânga vine la corp. Multă, multă forță pe lovituri pune Rembo. Îl dezechilibrează pe marocan acesta, îl ia în brațe. Din nou. Surprinzătoare cumva lovitura. O duce însă Rembo, n-a încasat-o în plin. A avertizat verbal Rembo pentru luptura de cot. Ce încălceală! Nu cred că vreun arbitru judecător ar putea să-l puncteze pe Mehdi pentru ceea ce a făcut, mai ales în repriza asta. Ratează o uriașă lovitură cu brațul drept Rembo. Mai puțin de 10 secunde. Moaie pe marocan cu loviturile alea în zona abdominală. Au fost câteva foarte tari plasate de Rembo. Iar tactica asta a marocanului de a fragmenta meciul, cu siguranță că îl deranjează pe Lambagiu. Ștefan Lătescu la colțul lui Lambagiu, învingător mai devreme Lătescu. La puncte, decizie unanimă în fața germanului Jakob Stiben. Ultima repriză. Mais tout ce que t'en, comme il serait du tout. Voilà, 3 minutes, il est bon, est-ce qu'il y a un colomax ? S'il te plaît.
Rembo hotărât din start, se duce peste adversar. Marocanu se uită către Hust, a acuzat o lovitură ilegală. Hust îi atrage atenția românului. A alunecat un pic acolo Mehdi. Cred că a fost surprins de croșeul ăsta de stânga. Rembo este în continuare pe el. Fragmentează iarăși marocanul. Două lovituri cu brațul drept și apoi un high kick încasate toate de Rembo, care cum necum îl pune în fund pe această priză pe marocan. Bună e, bună stânga, i-a intrat lui Rembo, a simțit-o marocanul și recurge din nou la acest antijoc, dacă vreți. Sângerează Rembo. De-aia Hust a oprit lupta. Mihai Constantin l-a rezolvat rapid, l-a șters un pic cu prosopul la nas. <laughs> 90 de secunde. Foarte tare, continuă să lovească Eșanul în continuare în zona abdominală. Se atârnă efectiv de el ca o rufă, l-a uscat marocanul. Ratează lovitura din întoarcere, foarte bine schivată de Eșan. O dreaptă care îl dezarticulează pe marocan. Dorință foarte mare de victorie pentru Rembo. Atacă Rembo, intră croșeul de stânga, vine din nou cu lovituri la corp. Ce încălceală! Mai câștigă marocanul câteva secunde și sau de gongul.
Start în runda a patra. Același film, Rambo se duce peste el, marocanul îl apucă de cap și îl împinge în jos, nu-l lasă să lupte. Lovitură medie pe garda ieșanului, Rambo face pas în față, serie de lovituri și el își ia acum adversarul în brațe. Pleacă din nou într-un placaj. Mehdi. Bună stânga la corp. Low kick pe exterior al marocanului. Vine cu dreapta Rambo. Rambo procedează bine în clinciurile astea. Încearcă să-și lase greutatea pe adversar, ceea ce îl obosește pe acesta. Eu zic că primul minut e al lui Rambo. Din nou îl ia în brațe marocanul, lovește pe stopul lui Ernesto Hust. Practic Mehdi refuză lupta. N-aș spune că are cine știe ce veleități de arbitru Ernesto Hust. Aceeași poveste. Mehdi refuză să lupte. Prea penalizat până acum, de mult, pentru ceea ce a făcut. Iar în două minute scurse din această repriză n-a făcut altceva decât să expedieze câteva lovituri izolate. Bună seria lui Rambo, se duce, îl ia de gât efectiv marocanul. Ultimele 30 de secunde, lovitură frontală. Lovitură înaltă de picior, alunecă marocanul care vine cu un genunchi. Așa, procedează bine, se lasă peste adversar. Cred că l-a prins cu o lovitură. Vine tare la corpul stânga acum. High kick. Lovitură de genunchi în garda lui Rambo. Eu zic că este fără nicio emoție repriza lui Rambo.
Florin Lampaciu from Romania. Split decision. Nu văd cum ar fi putut să dea un arbitru repriza asta pentru Mehdi. Victoria românului care ajunge la un 4-0 în promoția Senshi. Iar asta, dacă nu mă înșel, este a 25-a victorie din cariera sa. Mă refer la palmaresul total. O să-l revedem cât de curând pe Rembo Lambagiu în o gală Dynamite Fighting Show. Prima gală care va avea loc în această toamnă. Victorie destul de clară, însă un match urât făcut de acest marocan care din primul minut și până în ultima secundă a luptei n-a făcut altceva decât să fragmenteze, să întrerupă, să fugă de luptă. Este un luptător pe care nu vrei să-l vezi sau să-l mai vezi. Peter Arts este omul care face premierea. Thank you very much, guys, for this fight. Aici s-a încheiat aventura românilor în Senshi 13. Mai avem însă două meciuri.